Umoristul sălășan Ioan Seleși organizează o serie de spectacole pentru turiștii din Băile Felix în plin sezon estival. În program intră un regal folcloric susținut de Leontin Ciucur, Cornel Borză și Mădălina Ilia, completat de momente vesele întreținute de artistul sălășan Ioan Seleși. Cei care își petrec vacanța la Băile Felix sau la Băile 1 Mai vor avea ocazia să asiste la un spectacol inedit și diversificat, susținut de Ioan Seleși împreună cu trei interpreți de la ansamblu artistic profesionist Crișana din Oradea. Am pregătit întrucât ansamblu artistic profesionist Crișana din Oradea, de unde am avut onoarea să ies la pensie. Sunt în vacanță, stagiune închisă, așa că am găsit de cuviință cu doi dintre soliști să facem niște spectacole pentru turiștii din Băile Felix. Ținând cont că acum este plin sezon și e atâta lume în Felix, și am zis că un spectacol, ca să fie acceptabil pentru toate segmentele de public, ar fi exact așa, un regal folcloric susținut de maestrul Leontin Ciucur și Cornel Borza și Mădălina Ilia. Organizatorii promit un spectacol dedicat tuturor segmentelor de public, astfel că regalul folcloric susținut de Leontin Ciucur, Cornel Borza și Mădălina Ilia va fi împletit cu momente umoristice în prezența artistului Ioan Seleși. Sunt artiști cu aplomb care aduc public și sper că o să avem sălile arhipline. De obicei, cei care fac spectacole fac numai de folclor sau numai de muzică ușoară, dar dacă este împletit cu umor, e altceva. Dacă l-ai face numai pe o specialitate, să zicem, numai pe folclor, e ca și cum ai mâncat dimineața sarmale, la miază sarmale, seara sarmale, a doua zi sarmale și tot așa. Ori, cei doi colegi ai mei care sunt oameni cu greutate, ei mi-au propus, hai să facem un spectacol mai vesel, mai accesibil pentru toate segmentele de public. Spectacolul Astăseară petrecem împreună va avea loc între 22-24 august la Hotel Ceres de la Băile 1 Mai și la hotelurile Muncel și Padiș din Băile Felix. Mai mult, Ioan Seleși declară că luna septembrie va susține un spectacol în Italia, iar în 15 octombrie la Dublin.